Salutare lume, bine ați venit, eu sunt Gosme și de astăzi vă face da, pirați bătrâni ce sunteți voi și tineri și frumoși, pentru că eu am numai oameni frumoși pe lângă mine. Este trecut de Crăciun? Ce este asta? Wonderful! Ce se întâmplă? Again, snowball. Great, ok, bun, ce? Ok, bun. Mai am? Nu mai am. Snowball, Santa Grip. Push, nu. Ce avem? Păi, refresh, nu. Ce? Nu putem să luăm astea? Păi, we don't have diamond. Am înțeles. Deci jocul ăsta mi-a perfecționat creierul, mai ceva decât Selena Gomez. Da, uitați de cât timp n-am mai jucat. Se întâmplă și de asta, să știți. 12 luni, ia să vedem aici beneficiari, nu? Uitați, uite aici, can... Da, mă, dau eu atâția pentru ce? Uite-mă, bă, pe bune. Deci, noi aveam puțin și facem un nou level. Vreau să văd aici o chestie. Deci avem, ăștia sunt cam toți urmează Jin, Rob Lucci. Ceva nou aici? Se pare că este băgat ceva nou aici, dar nu-mi dau seama. Hody Jones îi... Perona... Ce este ciudat aici? Mi se... Este ceva în plus, dar nu-mi dau seama ce. Baby 5 era... Enel parcă mi se pare nou. Da, Enel e. Foxy n-am... Nu l-am văzusem până acum. Deci cred că două caractere sunt în plus aici. Nu știu, normal ar fi trebuit să apară undeva la sfârșit. E, în fine, contează. Uitați că și ninge. Asta e fain. Dezvoltăm-ne echipajul nostru, wow. Ah, ce e asta? Ce este random? Ce pula mea primim? Ce este random? Fuck yourself. Cadou. Mm. 50. Ești nebun la cap ce avem noi la 50. În fine, haideți să facem bătălii, oameni buni. Astăzi este astăzi, pentru că astăzi, dacă nu era astăzi, era mâine. Și da, să știți foarte bine că vă spun o chestie, seria cu Ghost Life, o să fac un pic de nițel pauză până de anul nou. Nu știu, pur și simplu vreau să fac o pauză la seria aia, nu... Nu s-a terminat încă, nu mi s-a stricat calculatorul, nu nimica. Nu vă speriați, ce pula mea e asta, nici nu știu ce este, dar nu vreau să aflu. Sau poate vreau să aflu. Wow, du-te mă de aici, mă. Și vreau pur și simplu să văd faptul, bă, putem să facem ceva, nu putem să facem. E... Vreau, nu știu... Să fac o... Să revin cu niște vechi serii care n-am mai făcut de mult. Să văd, poate o să intervin cu o nou creepypasta, dar trebuie să stau să mă gândesc și să mă reobișnuiesc să fac creepypasta, ori pentru că n-am mai făcut de vreo 4 luni. Am făcut acum un calcul, n-am mai făcut de vreo 4 luni. Și să vin așa cu creepypasta ori deodată, fără să nu știe nimeni, e cam wow, știi? Adică zic, ce dracu, Ghostman ăsta ce face din noi? Nu mai face creepypasta ori, știu, v-am lăsat așa cu mâna în ghips,
Per total, pentru că n-am mai făcut de mult creepypasta-uri, e adevărat, scuzați-mă, n-am mai făcut. Dar am avut și probleme cu telefonul, pentru că v-am explicat că eu făceam de pe telefon mult mai ușor. Adică citeam pe moment ce trebuie și pur și simplu eu făceam o schiță mentală cum și în ce fel s-a petrecut situația ca să se înțeleagă mult mai bine și într-un timp mai scurt. Pentru că dacă ar fi să citesc toată șmecheria aia care este peste o jumătate de oră, să fiu sincer, pentru că sunt unele care le-am citit și astea făcute pe anul ăsta. Și sunt așa de jalnice, adică serios, adică e ceva de genul... Hai să vă dau așa o mică povestire, anume una random. Gen, nu știu, eu sunt Rex și sunt de la școala, nu știu cum am făcut așa, 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 așa și mi s-a părut o chestie ciudată în faptul că am observat o umbră lipită de tavan și umbra aia de tavan semăna cu un copac. Deci niște chestii de alea de genul ăla și am rămas ceva genul, what the fuck, nu mai nimic a interesant nou ce i s-a întâmplat unui om, care e creativitatea fiecăruia. Serios, mai vă dați interesul pentru niște creepypasta-uri de calitate? Știu că unele din ele sunt scrise și băgate așa random, pentru că habar n-au niciunii ce să facă, dar nu știu, unele din ele se cam adeveresc și cam par foarte adevărate. O, da, am uitat că noi trebuie să facem de 3 ori chestia asta. Mai avem o dată. E bine, hai că mai avem doar o dată din căcatul ăsta, că chiar nu... Hai să dăm pe modul automat când bag picioarele, știi? Bă, să fiu sincer, aș mai filma de astea foarte vechi, dar nu mai știu ce dracu mai am de filmat. A fost reducerea de Steam și încă mai este. Am colecționat niște jocuri noi nouțe, o să vedeți pe parcurs niște seturi, aș putea spune. Vă dau doar un indiciu, doar seturi mi-am luat. Seturi ieftine care să includă mai multe jocuri sau serii din joc. O să facem și din alea. A, da, că veni vorba de One Piece, că tot suntem aici la capitolul One Piece, bătaie și... ăsta... și kebab. Stau și mă întreb. Ați văzut episodul cel nou? Da, sunt sigur că l-ați văzut. Mie mi s-a părut capitaliv nu calitate, ca conținut, mă refer, așa mi s-a părut chiar medium, nu știu cum să zic, mi s-a părut așa de puțină acțiune, puțin sau parcă puțin prea, nu, puțin cam prea puțină acțiune. Și prea multă poveste, nu știu, mi s-a părut ceva de genul puțin mai mult din ceva. Nu știu dacă mă înțelegeți. Ceva de genul, așa mi se pare mie. Bun, ai de pula mea. Wow. Da, mi s-a părut chiar foarte interesant episodul. Chiar mi s-a părut ceva atât de idiot. Deci, serios acum. Știi, era un moment acolo care era foarte epic. Chiar puteai să zici că putea să moară Law din secunda aia, dar s-a întâmplat o chestie care stăteam eu prin minte și mă gândeam. Da, el este un fel de Jedi. Știi, mai noi un fel de Jedi, își controlează sabia cu mintea, știi?
Și e o chestie interesantă până la urmă. Mi-a plăcut ideea. În sfârșit am scăpat, scăpând de mucos, deci ca să vă dau foarte puțin spoiler, la el scăpăm în acest episod nou de mucosul, care niciodată nu o să-i rețin numele pentru că are față de muci. Mucosul dracu care e, că mai are și râsul ăla, cred că o să-mi bântui toată viața râsul ăla. De tântălău, un bătrân, cam așa ceva. Mai rămâne Don Flamenco. Din ce am văzut eu la sfârșit de tot, pare ar fi ceva interesant. În episodul următor ne așteptăm, cred că mă aștept, nu știu, ceva de genul 50%, am impresia că o să apară Second Gear 4. În sfârșit! Care sunt curios ce este. Este ceva interesant? În sfârșit, level 35. Wow! Ia să vedem. Deschid. Da? La cât se deschide? Pachet. Noi am deschis pachetul. Ha! Am uitat. Am uitat. Op, ups. Doamne, obișnuința asta tâmpită de a... Ok, bun, și eu ce am primit? Oh! O sac de 100.000 de belii. Oh. Asta e fain, să fiu sincer. Atunci, stați așa. Ok. Și kebabul văd că e... Ok. Păi, să-l facem pe Krieg. Bun, îi punem ăsta. Iar eu, fiți atenți, trebuie să ne ducem la gear. Așa, să vedem, dăm o automată la astea. Pac. 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 Știu, mare parte banii așa se duc. Pac. Păi, am uitat levelul la ăștia să le fac. Nu ai nicio problemă, am cărți căcălău. Așa, bun, gear-ul le-am făcut. Haideți să le facem la ăștia levele. Pe bune, 6 cărți de astea primari, ce dracu, mă, ați nebunit la cap. 6 cărți, așa. Bun, perfect. La ăștia de bază le-am făcut. Ia să vedem, ne ducem aici la... trebuie să ne ducem unde la Sanji, cred că trebuia să ne ducem noi, din câte țin eu minte, nu? Da, bă, ați avut anul ăsta zăpadă, noi nu am avut deloc aici la Constanța, deloc. Fishing! Oh! Trebuie să dăm aici la fishing. Wow. Și ce facem? Fishing? Wow. 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 A, să înțeleg că cu astea mâncăm, nu? Nu înțeleg ce se face la pește acolo, dar... De aici, aici e pachetul de așa... Oh! Oh, serios! Așa... Da, am făcut, Sanji, doamne. Îi dăm un skip, în fine. Ia să ne ducem la Zef, să vedem ce zice. Așa, bun, am... Ok. Foarte rapid. 44 deja la 100, ia. Acum cu cine trebuie să ne batem? Cu escorta asta, fiți atenți, mă, doamne, ferii, în sfârșit ajungem și noi pe partea asta la tot. Domn Craig, cred că ne-ai așteptat atâta de ne-am căcat pe noi.
Mă gândesc ultimata când o să apară. Am văzut ceva de genul la level 40 avem ultimata. O să facem. Bine că le-am mai crescut levelul ăștia, că parcă erau prea handicapați într-un fel. Stăteau așa, nu știu, parcă cu un handicap pe ei, știi? Bine, Usopp, săracul de el, mai are până când îl pun. Închis-o puțin YouTube-ul, că nici măcar nu... Nu știu, l-am ținut deschis, dar nu știu de ce l-am ținut. Da, mă uitam la... Pe bune cu 5 HP. Îți bagi joc de mine de 5 HP. A absorbit atâta, wow. Și acum... bucată bună, bă. Bravo, mă, bravo. Așa. Bun. A absorbit atâta. Bun, fii atent. Deci asta deja e... Asta deja e o luptă câștigabilă. Ce? Da, i-am dat inelul lui Don Krieg. Ce pula mea să faci cu el? Wow. Deci am scăpat de marină. Am dat de pirați. E clar, deja e... Ne apropiem de Krieg. Hai da, cu Don Krieg. Hai da, hai da. Ah, fucking shit. Hai că facem mai așa, că... Mă enervează. Când știu că trebuie să stăm, să... Și am parcă nu mai-mi convine, știi, să stau. Bun, hai da. Așa. Gata. Așa. Comoara. Am primit comoara. Wow. Foarte inteligent. Am făcut. Deci suntem la aproape fucking jumate și deja. Nu mai avem unde să creștem, ești nebun la cap, nu avem unde. Nu, ce s-au strâns ăia toți acolo. Frate, 60%, deci... Mor. Aberi, mă, mulțumesc, mă, dar de ce nu dați mai experiență? Vrem experiență. Two stars to Sony. Ok. Ah, Trial Park. Gold Leon. Sau nu știu. Asta e alu... Ok, așa trebuie să facem? Ia. Am primit mesaje, fiți atenți, mă. Oare ce a primit noi? Attachment. 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 Ok, attachment. Attachment. Attachment, attachment. Clear, toate. Bun. Hai, mă, am crezut că primim și noi niște experiență. E, căcat, dar noi nu primim experiență, mă. Ia să vedem arena.
Change, ia să vedem ce putem să facem cu change-ul. Deci avem 400 din nou. Cu 400 de faimă ce am putea lua. Deci avem așa. Fragmente de Nami. Doar fragmente de Nami putem să luăm? Serios! You fucking killing me! Fragmente de Nami doar. N-avem. N-avem de astea. 450. Ce avem? Ok. Mr. One. Hunger. Ok. Exo. Pula mea. Deci, daily fresh. Cât primim din asta? 30 de fragmente pentru a avea un... așa că trebuie să ne uităm clar cine și cum. Mr. One. Clasă C, clasă C, clasă B, 2 stele. Fiți atenți că ăștia de 2 stele. Și ăsta e tot de 2 stele, dar e A. Ăștia de 3 stele. Hai de capul meu. M-aș lua pe killer, până mea, dar n-am... Ok. Avem 50, ce dracu. Ok. Ăștia au level 34, 33. Ok. Ok, se pare că ăsta e mai... nasuliu, așa să zicem. Deci capitanul Buggy, ăsta, așa, oh, jumate, wow. Wow, cât îi dă Luffy lor. Are 14.000, serios, are level 32 și are 14.000? What? Kimito. Cu turneul ăsta, ce dracu să facem și cu el? E mai bine un auto battle, că da. Și putem să și vorbim. Da, bă. Oh, serios. Wow. Bravo, mă, și kebabul tău face totul, bă. Dar ce puțin, mă. 1000. Păi asta nu mai are mult. Și acum cred că lovitura mea. Perfect. Era calculat. Am primit... Wow, suntem în ranked, yay! Deci de la... Deci, mamă, deci cât primim? Avem 75 faima. Pe locul întâi avem 2 miliarde de berii și 600 faima. Wow! Snowball, yay! We don't have snowball. What the fuck? Free snowball. Ok. Aruncă. De ce? You obtained two. Ok. Una. Bun, ce am primit? Am primit ăsta. Nu-i corect. Așa, bun. E și bun și ăsta. 36. Ce? Ana, ce-s astea?
Gold Hunter. Ah, să înțeleg că alea ar trebui să fie premiile. Am înțeles. Deci, hai să vedem cine pică. Belly, bineînțeles. Știi, dar de ce ar pica un... A? Oh, m-am speriat. Știi, era prea evident, sincer. Dar unde să mergem noi să mai facem experiență? Dar unde? Serios acum, unde? Dacă dăm pe Battle, ia, ai... Ah, stați, mă! Mă, stați, mă! Aici făceam noi niște experiență. Țin minte că asta făceam noi. Nu înțeleg de ce ne batem cu Zoro. Wow. Unul a căzut. Wow. Să zicem că cu Madori își mai face viață din ăștia, dar Zoro nu poate. Știi ce n-am observat eu? N-are Zoro din după 2 ani de zile. Nu l-are. L-ați observat nici pe Luffy, care e după 2 ani de zile. L-are doar pe Robinson, atât. Bine, și nu, nici Brock nu e. După 2 ani de zile, e de la prima oră de acolo. Oh! Serios? De ce Zoro este undeva la al doilea? Este ceva ciudat aici. Ah, înseamnă că e... Sunt curios cine câștigă aici. Da. Era heal. Ok. Bun, și kebabul și-a făcut o aparență foarte surprinzătoare aici. Să vedem lovitura care o am eu. Bun. A absorbit 300. Wow. Și acum Zoro a căzut. A rămas doar un singur pirat, warrior. Și abia aproape un sfert. Mi-a luat din ăștia ai mei și eu i-am luat cam toată echipa. Ok. Iară Zoro. A, stai mă că vrea revenge-ul, am înțeles. Sincer, acum Luffy într-un fel e mult mai bun decât Zoro. Deși Zoro poate să-l facă praf când vine vorba de... și kebab. Logic! Era surprinzător să nu... Stați așa și Luffy! Pe bune, Luffy! Te-ai aliat cu acel Zoro. Să sperăm că Luffy-ul nostru nu o să-și dea seama că e fratele lui Geamăn. Nu, no, am un serios, mă. Serios. A. 143. Deci i-ai dat 104. Păi ați observat că cel mai mult damage i-a dat la... la Zoro. Ăștia abia i-a atins. Înseamnă că undeva de lucruri la Zoro. Trebuie să-i facem rezistența aia să fie turburătoare la el. Nu știu, deci la ai mei i-am făcut exact. Înseamnă că la Zoro trebuie să-i fac mai mult.
Trebuie să pusez mai mult la talentul lui. Să aibă rezistență mult mai multă, să asta măcar știi să primească câte 30 la fiecare bucată, știi? Și la speluri principale să primească cel puțin 30-40 și la cele obișnuite până în 200. Trebuie să-mi caut în echipă un doctor. Am nevoie de un doctor. Avem nevoie în echipă de un doctor. Vă mulțumesc, mi-ai dat. Și putem să luăm. Ah, fii atent! Putem să mai luăm din de-astea, bă. Pentru că sunt deschise. Vedeți? Sunt deschise și noi ceva de genul, noi putem să mâncăm niște experiențe de aici. Mă rog, nu multă, dar avem de mâncat aici. Ok. Până ne dă aici reset, nu e nicio problemă. Așa, mai avem asta. Și mai avem partea aia de jos de la USOP. Așa. Bă, e bine că așa cel puțin ne mai dă câteva chestii în plus. Ah, nu, de la ăsta. Ok, bun, perfect. Acum urmează USOP. Oh, ia să vedem, cine este nou? Doar ăsta este nou. Ok. O avem și pe Nami. Dar trebuie un doctor, frate, un doctor am nevoie. Din toți ăștia nu există niciun doctor. Frankie. Ah, știu, deci unable to recruit. Ok, e ok și ăsta. Asta este de. Oh, e varză înseamnă. Mi-mi trebuiește doar de ăștia de ranchet mare. În fine, păi hai să continuăm. Bătăliile de elită. Nu mai am? Da, mai am cum. Ăștia sunt 36, fiți atenți, mă, ia să vedem, asta este o bătălie care chiar sunt curios cine câștigă. Da? Și ar trebui și Dracului să câștigăm și ceva experiență, că totuși ăștia sunt de nivel 36, mai mult decât constipația care o avem. Măcar să terminăm cu bătăliile de elită, dacă reușim să le terminăm. În Blue Estu cam așa e. Se pare că până la Don Craig o să mâncăm chestiile astea mult și bine. Mai avem, cred că, de o dată sau de două ori. Dar e enervant. Sincer, e enervant. Acum a început ceva de genul. Aici nu mai îmi dă permisiunea ceva de genul să mă lupt direct cu ăla sau ceva de genul. Acum trebuie să cresc fiecare level. După ce că primesc puțin, să mai și cresc un level mult. Pentru ce? Teoretic, pentru ce să cresc un level mult? N-am înțeles. Bă, ce mă ajută? Nu mă ajută cu nimica chestia asta. Adică eu primesc 20% din level și eu am nevoie de 40. Mulțumesc. Ce fac? Stau și belesc pula când ai nevoie și nu, te va primești ceva de genul până la 80%, o chestie în gen. Și de acolo te lasă gen să. Oh, are Doge. Fii atent. Deci are ceva interesant acum, USOP. Are un fel de Doge. Bun. A bine, mă, aveți ceva cu USOP, cu Zoro.
Așa, bun, atunci să vedem. Le-am mai luat, mă mir. O mică diferență, ba chiar, știi? Am zis că fac aia, dar o să fac când după această bătălie. E mișto că cel puțin câștigăm ceva de genul, putem să le... nu știu ce se întâmplă când se încarcă bara de la recrutările mele, deși eu îi am, știi? Pot să-i recrutez. Cred că cresc în stea, sincer, cred că cresc în stea, mă gândesc. Oh, deci a avut dagi doar o dată. Ah, înțeleg. Usopp a căzut, bravo, mă! Usopp, ți-a plăcut? Ce să-ți fac dacă nu ne asculți? Ea, și asta e healeristă, în pana mea, doar heal, dă. Atât. Gata. Ce să faci? Bravo ei. Wow! Usopp, Zoro și Luffy. Serios. Hai să zic că Luffy ar cădea. Ar cădea madafaka ăla, dar... Așa, bravo. Interesant că ceva de genul Luffy-ul lor are o chestie interesantă, dacă ați observat. Poate să-și facă puțin viața, gen să-și dea un fel de atribut de la un taur la el. Haide, haide. Coronfloapte. Pe bune. Aproape de jumate. Tu-s gura mătii. Las că și kebabul îi face ceva. La cât heal îi dă Dumnezeu ei de treabă. Are de la, are de alea de defenduri pe el. Așa. Ne dai tu o bucată lui. Pe mâine. You're fucking kill me. Killerista aia, dacă s-ar duce acum, ar fi o chestie bună. Și-a dat heal. Da, uite, uitați diferența. Nu, că mult, dar e o diferență. Așa, și fragmente de Usopp, care Usopp este de... Ei. Acum ne putem bate cu asta și mai rămân doi inși. Mai în alabasta. Ai de pula mea, au rămas și alabasta. Ok. Bun, și dau recruit. Și am dat recruit. Nu-l mai văd pe ăsta aici. Ce s-a întâmplat? Unde este? Bă, voi îl mai vedeți? Ah, da. Da. Mă enervează că trebuie să-i dau gen recruit, știi, la fiecare de ăștia și... Sunt multe comenzi, sunt multe... 76%, frate. Change. Păi... Change the ship, ok. Păi am ales...
I used that, but fuck. We gon' fuck. Oh no, you son of a bitch. Chiar special crew, ia să vedem ce mai este acum la specialitatea crew. Formațiune Usopp, Rob Lucy, așa și... Avea o idee. Formația cu Robbie Sun principal, da? Deci avem... Enel. Perona. Wow! Don Flamingo, ia. Ăsta cred că mi se pare cel mai epic. Don Flamingo, Mihail, G și Robin. Deci clar, clar că fute pe toți. Deci cam atâta pentru episodul nostru de azi, oameni buni. Eu sunt Cosme și da, au trecut 40 de minute, că pula mea, ce vrei să-i faci cu viața altuia. Ne vedem data viitoare. Și pur și simplu vă spun ciaules, o să ne mai încercăm să mai facem și noi câte ceva, măcar să ne treacă din timp. Ne vedem data viitoare, eu vă spun ciaules!